Buna ziua! Noi ne cerem, vă cerem scuze că a fost un interviu și sigur că revista Timpul a avut să fie cât mai mult timp pentru acel interviu. Eu am cam insistat, pentru că aici e destul de cald și am deschis geamurile, dar oricum este cald. Dar cred că ne vom simți bine împreună și vom avea o seară de discuții. Așa mi-a spus din Flământ, să fie niște discuții între, între oameni care știu ce literatură sau sunt în mediul literaturii. Pentru o prezentare, pentru o intrare în temă, o invit pe Natalia Careton, critic literar și istoric literar și muzeograf, care va face o, o intrare în temă. Te rog. O să stau în căpăr? Nu mai e dat, o să... Bună seara tuturor! Deși îmi dau seama că venirea dumneavoastră aici înseamnă că știți cine este Dinu Flământ, totuși o să fac o scurtă prezentare a activității invitatului din luna iunie, din proiectul Carte deschisă scriitori fără frontiere. Și suntem astăzi în 28 iunie și marcăm un moment frumos la Muzeul de Literatură. O să încerc să mă mișc așa. Se știe, Dinu Flământ este un poet, este traducător, este eseist, critic literar, jurnalist, comentator politic și diplomat. În mare parte a lucrat în Franța, de aceea se spune că este un scriitor francez original din România. Însă tare ne-am dorit ca istoriile literaturii române, mă refer aici la cărțile, studiile de istorie literară, să o recupereze pe Dinu Flământ în calitate de scriitor român. Așa. O să mă opresc un pic la acest citat care îi aparține. Scriitorul este obligat să rămână un revoltat. Un citat pe care l-am descoperit într-un interviu de la TVR, mic dejun cu un campion. Și acest citat mi s-a părut potrivit pentru, atât pentru activitatea dumneavoastră literară, cât și pentru biografia dumneavoastră, pentru că dintr-o acea revoltă și s-a produs exilul care s-a produs. În câteva date biografice sau o mică incursiune în biografia autorului, în 66 debutează cu versuri în revista Tribuna, în 70 absolvă Facultatea de Filologie a Universității din Cluj, tot acolo este membru fondator al Cenaclului și revistei Echinox. În 79 este transferat disciplinar de la Centrala Cărții, iar de la sfârșitul anilor 80 se stabilește în Franța, unde este până în 2010 și tot acolo este jurnalist la Radio France International. În acea perioadă s-a scris foarte mult, s-a tradus foarte mult din limba franceză, dar nu numai. O să mă refer la asta un pic mai jos. În 2011 este numit consilier al Ministrului Român de Externe și în 2013 ministru consilier la Ambasada României de la Paris. Pentru că tot vorbim despre plecare și despre spiritul acela rebel, am ales la fel un citat care va aparține și care explică cumva plecarea. Am plecat din România când n-am mai găsit niciun motiv să mă estimez. Este o afirmație care deschide multiple și care putea să deschidă multiple discuții acum sau poate altă dată. Este bine să înțeleg de ce au plecat mulți intelectuali din România la acea vreme. Așa. Pentru că suntem la Muzeul Literaturii, la o discuție, la o seară de discuții despre literatură, mai întâi o să scolim sau o să ne uităm pe raftul poetului Dinu Flământ, remarcând textele pe care le-a semnat și mi-am notat aici ca să nu fac o confuzie. Cartea de debut a apărut în 1971, e vorba de Ape Iron, edițiile pe care ni le furnizează internetul sunt cele care sunt, dar ne-am bucurat dacă ar
putea fi găsite aceste cărți în bibliotecile și din Republica Moldova și edițiile traduse și edițiile pe care le-ați tradus. Au urmat volumul de poezii în 74, Altoir în 76, Stare de asediu în 83, Viață de probă, 88, Dincolo, 2000, Tax în 2002. Dar și altele, Migrația pietrelor, 2003, Grădin, 2005, Frigul intermediar, 2006, Opera poetică, o ediție Cartier foarte, foarte frumoasă, apărut în 2007, Umbre și paleze, 2010, Biopoeme, la fel în 2010, Stile de tăcere, 2011, Stare de asediu, 2015, Vechea și somnul, 2016, Primăvara la Praga, 2017, Descos și ses, Descos și țes, 2018, Omul cu vâslă pe umăr, 2020 și Scaunul la fereastră, la fereastră Lisabona, limonat de carantină, 2022. Este raftul cu poezii, însă tot pe acest raft cu poezii vom găsi și texte care au fost traduse, ediții traduse. Până acolo însă aș vrea să citesc un text, pentru că la o întâlnire cu un poet este bine să se audă și poezia. Și e vorba de poemul Băiatul cu salamandra. Când ierburile fierb către albastru, e salamandre timpurii, ești bun căci zeul ierbii ți se urcă în palmă și în ușa lui simți cum se zbate viața. Cu o salamandră înverzești cetatea și fierul se amestecă din ochi în sânge, mai limpede să poți vedea prin sânge întoarcerea privirii dinspre moarte. Sosești împotovit cu salamandre și ții reptila verde lângă buze, atât de mult că respirați spasmodic, parcă izbind cu valul verzi de sânge. Iar pielea are gust de clorofilă, cum îi adormeci mersul și destul cu o salamandră în palmă să privești, întreaga viață ce ți se întâmplă. Pe negândite, cum te întorci deodată spre cel ce tace. Pentru că nu am găsit cum arată cărțile poeziile care au fost traduse în alte limbi. Am făcut aici o listă ca să vedeți cât de multe, cred că sunt vreo 27 de volume, edițiile care au fost traduse în alte limbi. Aici sunt edițiile din limba franceză, aici o să îndrăznesc să le citesc, titlurile poem Anapne, de l'autre côté, Anamun, Zona, Inattention de l'attention, dar sunt și ediții în limba engleză, în limba spaniolă, italiană, portugheză, dar și alte limbi, germană, așa, neogreacă, cred, și alte, puteți vedea aici mai multe, macedoneană. Tot pe raftul poetului am lăsat și câteva referințe la antologiile de peste hotare în care au apărut textele lui din Flământ și e vorba de Belgia, Germania, Franța, Spania, dacă amintesc bine toate țările. Da? Da, și Mexic, da. Așa este. M-am notat aici, dar este foarte greu să ajung la pagina unde este notat. Așa. Facem un copas acum pe raftul care ne vorbește despre eseistul și criticul literar din Flământ, semnalând două cărți aici, dar și este vorba de un eseu, Introducere în opera lui George Bacovia și Intimitatea textului, o altă carte, dar trebuie mai spus că Dinu Flămând este autorul la unor eseuri, prefețe, la mai multe, la cărțile mai multor autori. De asta, afinitatea eseistului și a criticului nu se rezumă doar la aceste cărți, trebuie să remarcăm și acest lucru. Raftul traducătorului este poate că cel mai greu, pentru că sunt foarte multe cărți pe care le-a tradus Dinu Flămând. A început cu în engleză. În engleză, da, cu Martin Wood, polerul insidios, insidios și era în 77. Așa este. A urmat un autor, adică au urmat mai multe traduceri, eu le-am așezat cumva în ordinea preferințelor, am pus pe Fernando. Un autor interesant.
Da, da, și alți autori, pentru că s-a tradus din 5 limbi, e vorba de spaniolă, franceză, engleză, da? Și avem aici mai multe cărți. Eu am selectat doar cele pe care am putut să le găsesc și să putem să le vizualizăm. Creditul aici, cunoașteți Cartier. Așa este, da. Al doilea volum este de la Cartier. Sper că ceea ce n-am căput aici, în această prezentare, să fie astăzi, sau golurile acelea să fie umplute din discuția de astăzi. Eu felicit muzeul, felicit invitații pentru o astfel de ocazie, că pot să discute și să fie alături de o astfel de personalitate. Să avem o seară frumoasă! Mulțumesc! Mulțumesc, Natalia Caricon, doctor în filologie, cu carte bună despre corectitudine, despre critică literară. A spus ea și trebuie să spun și eu că acest eveniment are loc în cadrul proiectului cultural Carte deschisă Scriitori fără frontiere, care a fost inițiat de Institutul pentru Inițiative Culturale și Educaționale în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Editura Cartier. Este al treilea invitat al nostru, scriitorul lunii iulie la Chișinău este din Vlământ. Să-l aplaudăm! Acum suntem la această seară de dezbatere. Mâine la 18:15 minute va avea loc o întâlnire la librărie din centru. Se va ține o seară de poezie cu din Flământ, dialoguri și lecturi, cred că așa s-au dialog și lectură. Eu, bineînțeles, am pregătit câteva întrebări, dar ar fi extraordinar de bine dacă ați adresat și dumneavoastră întrebări, sau în primul rând dumneavoastră întrebări, invitatului nostru de astăzi. Vă dați seama ce rafturi grele sunt în literatura română, rafturi scrise din Flământ și scărți așezate în primul rând, de fapt, al literaturii române. Cronologic și biologic, după vârstă, ați ține de generația 70. Prima carte, în 1971, și noi aici spunem că e promoția 70, generația 70. Cum se vede astăzi? Cum este generația de scriitori în care ați debutat, cu care ați debutat și ați mers în literatură, țineți la acest concept de generații sau nu? Vă identificați într-o generație sau nu? Ar fi o întrebare de intrare în discuție. Prin călătorul român, bună seara, întâi și întâi, vă mulțumesc foarte mult, vă copreșiți, stați în rânduri foarte disciplinați, sunt, după ce am îngrozesc, că m-ați citit și faceți că știți, despre mine tot ce am. Tot ce nu mi-a reușit, m-am sfârșit, asta este, nu mai putem schimba nimic. Nu putem schimba nimic nici, apropo, ca să mă agăs de întrebarea noastră, nici când am născut și poate nici din ce generație facem parte. În România există, printre atâtea obsesii infructuoase, există și această obsesie a generațiilor. Prietenul meu și al nostru, Laurenț Urici, care ținea o rubrică de debutul, la un moment dat trebuia să îi asigură continuitatea și a avut ideea, nu știu dacă bună, în orice caz, cam la 10 ani se năștea o nouă generație, fără să se întrebe dacă diferă cu ceva de cea precedentă sau dacă toate, la o altă, diferă cu ceva în cadrul experienței comuniste cu strângeri de șurub și vagi și neglijențe din partea ideologiei. Eu am apărut într-o perioadă în care ideologia era somnolentă, Ceaușescu se instala la putere și atunci se poate spune că nu aveau ei treabă cu literatura. Mai târziu urma să o aducă puțin, să-i pună Ham, să-i pună Căpăstru. Și deși, dintr-o dată, s-a văzut o fereastră deschisă pe care intram în aer proaspăt, despre Occident, despre traduceri, dinspre limbi pe care le învățam, ascultând la radio, așa învățam noi limbi străine, rusa era obligatorie, dar nu știa de vorbi nimeni, pentru că ei nu știau să vorbească.
Asta e vorba, nu știu dacă v-ați dat seama. Aici, mă rog, a străit într-un mediu care era mai imbibat de prezența slavă. Dar în România era o limbă mai moartă decât latina, care nu e deloc o limbă moartă, o limbă foarte vie. Este limba noastră în subsol. Când izbucnesc apele puternice, se scot la suprafață substantul acesta care ne definește pe noastră, pe noi, pe noi de dincolo, și așa mai departe. Râul acesta care desparte aproape tema de însemnificație. Să revin puțin la generație. Pe scurt, ca să nu lungesc. Este inoperantă această programare. Geața 70, 65, 70, 83 vineri, 92 dimineața de marți, așa mai departe, 2000 după aceea, urmă, iar se restituie, se intre într-o mare necunoscută, că de la început bine. Așa, că nu știu dacă s-a stabilit sau nu. E important când te naști. E important cum citești. E important cum te formezi. La ce izvoare te aleg. Dacă ești în libertate, dacă știi că poți să alegi, dacă te învață cineva cum să alegi literatura. Dar important e cum evoluezi în interiorul tău. Și important e cine evoluează. Eu mă uit puțin generația mea. Câți mai scriu? Ești altul. De fiecare dată ești altul. Ești în fața provocărilor vieții, în fața altei grile de lecturi, în fața altor lecturi, în fața altui care ești tu. Dacă ai continuitate, da. Atunci încerci să vezi că ajungi treptat la marele întrebări ale literaturii care zic totdeauna. Și că te uiți treptat, cel care rezistă este cel care are neliniștea în permanentă, poate mai amplificată decât o avea când te debuta și se libea de primul ism care circula pe stradă. Bar de avantgardă, bar de futurism, bar de suprarealism, bar de misticism, bar de toate ismele astea, erau ca, mișunau ca șobolanii pe stradă și așa se întâmplă când ești tânăr. Trebuie să te lipești de tendință. De obicei te lipești sau de generația care poartă blugi, nu sunt criterii pe care le alegi. E un criteriu care te pune alături de cineva să nu stai singur. Citesc cu toții cam aceleași cărți sau resping cu toții aceleași lucruri. Asta se face că chiar în cadrul literaturii române moderne, în momentul în care existau Bacovia, Blagoa, Bancu, extrem de diferiți, au apărut și primele manifestări la avantgardă și ale nihilismului. Coincideau. Comunismul le-a lichidat, dar ele au fost reluate, oarecum. Noi de la Equinox ne-am cuplat din nou la marea tradiție a primului modernism. Bacovia, Blagoa, Bancu, am fi vrut la Bancu, că e greu să pricepi. Dar Rilke, mare literatură de dincolo, Whitman, exact Fernando Pessoa la mine, care a început să lucrească în casa mea, nu mai aveam loc, lucrea numai el, ce bine. Stăteam și eu cumva mai inteligent decât mine. Așa. Au venit Cenacului Manolescu, care din aceeași epocă interbelică, la care se liveau, i-a copiat pe avantgardiști, pe boxa, pe cei care fugiseră în Occident, pe futurismul, dacă știa un pic de futurismul, care repede s-a eclipsat în Italia. Și așa mai departe. Deci, venim cu toții de undeva, dintr-o identitate care nu este a noastră, o identitate de urgență. Cine suntem? Aici suntem cei care suntem în blugi, suntem cei care urlăm împotriva societății. Bun, acum urli împotriva societății că nu te mai nimeni în seamă. Înainte era interesant. Comisul avea o cenzură care se simțea datoare să vegheze asupra bunei conduite. Nu e înjurat marxist-leninismul, clasa muncitoare este cea care merge în paradis, trăgând puțin țărănimea de milă care nu are conștiință de clasă și așa mai departe. Nu avea voie să spui ceva despre comunism și asta ne-a format. Am devenit perifrastici, am dezvoltat metafora, am făcut toate cele mai fantastice asocieri metaforice ca să vorbim liber, ocolind. Și falsificându-ne într-un fel.
Ceea ce înseamnă că generația lui Manolescu, care e celălalt Clădărân, care debuta odată în amfiteatrului publicat, au zis imediat, noi am descoperit pentru prima dată socialul revolta față de calofilii de echinoxiști. Tot ar trebui mai calofil decât este Cărnărescu, nu există nimeni. Și așa mai departe. Deci, la început te detașezi, dar după aceea ai treabă cu propria ta biografie. Ai treabă cu imprevizibila ta evoluție, cu spalmele tale, încep să vezi dacă sunt compatibile cu scrisul, dacă intră în poemul tău, dacă teama ta de moarte poți să o spui. Dacă inconsistența ta ca un viu intră în registrul tău, dacă ai ceva nou de spus, dintr-o dată sunt niște probleme extraordinare. De aceea renunță mai mult, 80% renunță să mai fac literatură. La un moment dat încolo. Atunci te uiți, a avea o biografie literară este ceva extrem de greu. Este a încerca să treci prin toate etapele tale ca una, în primul rând. La care adaptezi, să zicem, toate atașamentele tale față diverse curente estetice sau diverse școli estetice cu care te familiarizezi între timp. Și tot nu știi mare lucru. Tot nu știm mare lucru, că dacă am ști, am face cu toți literatură. Acum, să vedem ce o să produc aceste mașini. O săptămână în urmă, era un poet din Honduras, care venise invitat în Bucovina, și ne-a arătat cum se face un poem, este o aplicație, nu știu cum se numește, dar cred că știți mai bine decât mine. Și a pus Sancho Panza la Dumbrăveni căutând o iubită blondă. Și a ieșit un poem extraordinar în spaniolă, care nu avea absolut niciun conținut, care era formal, era extraordinar de armonios, avea și rime la un moment dat, era vidul absolut. Era vidul absolut. Și de fapt, cred că în curând se va preda acest un toc sau șoc, nu știu cum Dumnezeu zice, în orice caz introduci, îi dai nu numai unei aplicații, îi dai să mănânci o frază și în funcție de conexiunile pe care le îți face chiar un sonet, un rondel, un sonet, care n-are niciun conținut, e vid. Și abia atunci îți dai seama că de fapt ești în fața propriei tale vieți, ești așa. Știi, ai niște abitudini, ai niște îndemânări de a face un poem, de a aduce un sentiment, de a aduce o emoție, de a încerca să o prinzi de coamă, să o pui pe hârtie și totuși nu-i suficient. Atunci literatura este de cursă lungă, dar dacă, și trebuie să știi de la bun început că ești mediocru și că este o excepție rarissimă când îți iese un poem bun. Există un poet din Brazilia care a scos o antologie a poeților bisexili. Deci a poeților pe care vizitează muza numai din 4 ani. Și cred că deja era generos. Mulțumesc! Deci concluzia nu știu ce se întâmplă. Care e raportul meu cu generația mea? Sunt foarte curios de cei care continuă, îi urmăresc pe cei care își continuă aventura după ce trec de primele semne de oboseală, după ce trec de prima uriașă dezamăgire, după ce au jurat că nu o să mai scrie și după ce nu mai citesc chiar, atunci este momentul cel mai definitoriu, atunci vezi cine ești. Mai dă-mi voi, că apropo de chestia asta. Da, cum să nu? Vrei tu să zici, cumva să te bază, așa? Eu vreau să vă întreba, dar acum mă bag cărul străian, ca să fie mai interesant. Mă gândeam că, deci, vorbeai, apropo, mai puțin de generația mai degrabă, ai spus echilogre nu știu câte ori și asta... Exact asta. Și mi-am amintit acum că Adrian Popescu a fost, cred că, primul echinoxist care a luat premiul Eminescu. După aceea a fost tu în 2011, a fost Ion Mircea, a fost un Aurel Pantea mai încoace, Ion Mureșan. Hai să ne
deschidem marea școală asta. Și Jean-Paul pe anul acesta, apropo, profesorul vostru, deci și redactul șefului, redactul șefului este echipat, s-a luat în anul acesta premiul Eminescu. Ce a semnat Valdei Chinoxul în contextul poeziei românești de atunci? Pentru că, chiar dacă aș pune la cap doar aceste nume, sunt deja o altă poetică în raport cu foarte multe școli de poezii care au existat în România, pentru că un alt cult al textului, al formulii care vine și dintr-o foarte mare bibliotecă. Este o poezie în care Dumitrescu filtrat prin mai multe, știu ce, alambice, se așează în pagine. Hai să vorbim puțin despre Chinox. Da. Stai puțin. Să-i fac plăcere și să spun și eu, știți a doua întrebare din lista mea? Ce a semnat revista Echinox? Nu era scenariul. Cuvântul Dumnezeu. E ca și cum ai zice că că mâncăm o mâncare rece, nici vorba. Cărțile sunt vii. E mâncarea zilnică. Nu poți fi scriitor dacă nu citești mai mult decât ai scris. Infinit mai mult trebuie să citești decât ai scris. Când începi să îmbătrânești, începi să vezi ce n-ai văzut, că nu puteai să vezi când erai tânăr. Aceea, Livrescu vine din cărți. De fapt, vine dintr-o emoție stratificată a altora. Vă dau un exemplu. Am 76 de ani. Am citit de vreo două ori Odiseea. Dar n-am văzut niciodată ceea ce trebuie să-mi explice o filozofă, Barbara Cassin, care este, între altele, autoarea, coordonatoarea acestui formidabil dicționar al termenului de filozofie europeană, în care există și cuvântul Dor, publicat la Iași, o carte fundamentală. Și care, dintr-o dată, citește momentul în care Ulise iese din ape gole, e singurul care supraviețuiește din naufragiu, și o de pe Nausica venită cu fetele la să spele rufe, și el trebuie să meargă să implore adăpost. Ori este un gest consacrat, tradițional. Celui care îi cere adăpost, protecție, trebuie să îi îmbrățișezi genunchii. Cum să o îmbrățișezi? Să îmbrățișezi genunchii când era la gol. Nu văzusem în toate lecturile astea un sens esențial care spune cu brațele cuvintelor mele îți îmbrățișez genunchii. Pentru că nu pot să te îmbrățișez. Deci, cuvântul se face gest. Și asta este Homer. Dacă trebuie să treacă o viață întreagă să vezi care era puterea cuvântului, deja în Homer înseamnă că mai ai ceva de învățat de acolo. Și că nu este o sursă de conserve pe care o iei și o consumi, un raft de conserve și că trebuie să lăsăm stocul să se epuizeze repede ca să vină altă marfă. Nu! Literatura este nutrimentul nostru permanent. Nu știm cum regrănește și nu știm unde să ne ducem la ea. Acolo unde, într-adevăr, s-a realizat această conjuncție între emoție și expresia ei. Acolo se sedimentează și experiența care te depășește pe tine și care se transmite peste 2000 de ani. Pentru că este un miracol faptul că fraza pronunță lumea și, de fapt, o și creează într-un fel. Asta cu asta începe Biblia. Așa că, pentru mine, când spuneți că sunt livrez, îmi faceți un mare elogiu. Dacă aș încă de-aș fi, aș putea să fiu așa cum vreau. Da, revenind la Echinox. Nu știu din ce împrejurări ne-au făcut pe noi să gândim oarecum la fel. Veneam, poate că veneam dintr-un pustiu teribil, de la un an la altul, vă spun, aveam patronul Maria Panuș. Resinscu te bândește din pânza lui de aur, cu angelul cel negru, genul de taur. Iată, Marioara care traduseze atât de frumos pe Rilke,
avea nevoie de bani, de pâine și scrisese monstruozitatea asta și atâtea alte lucruri care erau acolo. Dan de Șliu zburda cu minerii de la Rusca, îl reinterpreta pe Goethe. Clipă, stai, oprește zborul, se prăvale compresorul. Frăvaile, doc, tubiță, șel. Iată, varianta românească din finalul Faust. Și dintr-o dată s-au deschis ferestrele. A apărut ediția Ion Balbu, prima ediție. O aveam, am copiat-o pe de rost și acum știu Ion Balbu. Ne spuneți un vers, îți spun pe celălalt. Eram însetați de mare cultură. Știam, cineva ne spusese, sau intuiția noastră ne spunea că trebuie să mergem mult în urmă să recuperăm toată acea beznă care încerca să ne deformeze. După aceea nu s-a mai resimțit atât de acut această nevoie colectivă de a ne cupla la o experiență de care puseseră privați. Și deci pentru noi lecturile erau un fel de a suge laptele pe care ne lipsise. Continuam să creștem. Și de aceea am avut un mare respect pentru modernismul temperat, sau să zicem pentru primul modernism. Și de fapt nu numai pentru modernism, ci nu e un ism. Era culminația mai multor curente estetice care încă nu-i depășită. Să fim serioși, încă nu știm unde. Adică era o sumă de îndrăzneli și de libertăți în exprimare care nu este depășită încă. Atunci au învățat oamenii să scrie poezii pe teme care sunt din universul domnestic. Atunci poeții au învățat și că trebuie să poți să-și arate și slăbiciunea, că nu trebuie să fie neapărat eroi romantici, că poți să vorbească despre estetica urâtului și așa mai departe, de la Baudelaire și de la ceilalți, de la Baudelaire și de la atâți alții. Nu sunt depășiți, încă și astăzi citiți cu aceeași plăcere. Și astăzi vedeți că deschiderea care s-a operat atunci față de perioada clasică, dar nu negând perioada clasică, ci completând, aducând alte zone de interes ale umanului spre expresia literară. Dar acest adaus de zone ale umanului continuă și astăzi. Însă, nedumerirea mea este, văd o revoltă astăzi, pe noile teme, transsexualitate, revolta împotriva instituțiilor, revolta împotriva instituției literaturii în sine, și tot felul de revolte, într-un moment în care toate revoltele trebuie de luat în seamă. E ca și cum dai cu pumnul într-un zid de lată. E foarte greu pentru revolta, să cei tineri de astăzi. Nu au reacția. Știam că din partea comunismului, când înjurai, te interesează, dar peste mâini, dar peste ceafă. Parcă așteptam, era o competiție. Asta este o competiție cu indiferență și cu această aculturalizare masivă. Trăim în o epocă îngrozitoare. Am aici un poem care vorbesc de fiul meu, care citește pe Dostoievski. Pentru că un filozof de internet poate să-l citesc. Știa să-i aducă pe niște teme și, de fapt, de structura niște teme. Fără să-i îndemn niciodată să citească opere întregime. Sau s-a schimbat o mentalitate enormă. Opera literară, care este un univers. Fiecare carte este un univers în sine, cu o construcție care vorbește în sine, dincolo de structura vorbește chiar mai mult decât conținutul, sau împreună conținutul destructurată pe principiile mărfii, tot așa, o conservă de aici, o idee de acolo, până acolo, lumea se destramă. Este la modă de când francezii au introdus această deconstrucție și iată unde s-a dus. Pentru că americanii au luat-o serios, fresh theory. Așa. Și e pe aia. De urmă statuile. Ba sunt state care au scos de la școli Vechiul Testament. Au constatat că e prea violent textul. Vorbesc foarte serios. Au constatat că textul este prea violent, că se vorbește de sclavi, de stăpâni,
că Dumnezeu pedepsește fără să explice de ce, este o exigență și un fel de capriciu al deciziilor zeilor. Ceilalți politici știau, zeci sunt la fel de capricioși ca oamenii. Eu am ajuns în faza asta, mă întreb ce va face cei din noua generație. Noi ne descurcăm bine, eu mă descurc bine. Încă n-am de adus vreo mie de autori uriași pe care vreau să-i aduc în limba română. Poate m-am descris vreo 5 poeme în care, dacă îmi o strofă ca lumea, voi fi foarte mulțumit spre apusul vieții mele. Așa mai departe, eu sunt rezolvat cu ecuația mea, în raport cu scrisul. Acum se definește o non-ecuație, o aproape inexistentă relație între sentiment, între emoție și scris. Știți că emoția nu are nevoie de cuvânte. Emoția ne electrocutează prin viscere, direct. Marea problemă este să o pui în cuvânt și să faci compatibile aceste două lumi. Deci, așa că de una am început, a fost cuvântul și a fost dificil să explice ce. Și astfel fizicienii mă dau de această mare dilemă, dacă ceva înainte de apariția timpului a existat, dacă a existat un pretim și așa mai departe. Se întunecă mintea, nu merge până acolo. Ca să închei, dar e frumos să mă arăt această admirație uriașă pentru marele valori. Și citeam în Devărmășie din toate epocile, fără să trâmbăm din nas, chiar și pe sprearianișile toți și am citit la vremea respectivă. Citeam, știu și acum, la chanson de Dadeis, Kine de Ingen, Tris, Kine Amisitis, Kine de Ingen, Tris, Ascensor, Porto Marroa, chiar avea Dada o cœur, Fatih Antroson Motor, chiar avea Dada o cœur. Deci știam pe toate, nu spuneam mai nimic. Dar toate că sunt cei care sunt cei care o păresc ce mai repede. Ca și alta colanjului Vezeslav Obor, la expoziția permanentă de la Centre Pompidou, și se vedea cum s-a depus praful pe toate colanjele de îngălție, de ziar, cu bucăți de pânză, cu câteva culori, cu insecte prinse acolo. Peste tot se așează un praf anistoric care face praf și din toate acele îndrăzneli. Și rămâne undeva un vers ciudat din Homer, cu brațele mâinilor mele vin să scopi în genunchi. Uriaș. Acum mi-ați mobilizat pe toți, am uitat întrebările, ca să ne venim în fire, ca să mai adresăm întrebări. Și vă spun de pe acum, ca să la sfârșit, sau când găsiți de cuvință, să citiți niște poeme ca să facem legătura cu seara de mâine seara. O, da. Ia să... Gândiți-vă ce... Să întrebăm mai departe. Să arătăm și noi. Am un poet cu Ciorce și cu Sală, pe care vreau să vă citesc. Așa. Se numește... Așa, imediat îl găsesc, În orice caz, momentul e cunoscut de toată lumea, de-aia și am îndrăznit să scriu despre el, dar s-ar putea ca finalul să mi se pară că e mai interesant decât partea necunoscută. Se numește Da, vede de hârtie. Răuniți la hremnin în jurul mesei, imediat după cină, ușor giftuiți, cu un rezonabil număr de făverele de vodcă activ, ei intră abrupt în miezul problemelor mondiale, căci lucrurile se cam precipitau peste tot,
pe teatrele operațiunilor, iar neogrecii nu-și puteau culege măslinele, tot ezitând între un neorege și o neorepublică. Simțeau ei că istoria nu așteaptă, deci procedează la reîmpărțirea lumii. Voi 90% România, noi tot atât în Grecia. Iar la jumătate, prezență în Iugoslavia și în Ungaria. Pentru ambele tabere, plus Bulgaria la voi. 70%, 75% că Iugoslav sunteți și voi. Iar noi restul procentelor, urmând să vedem mai târziu și problema Poloniei, dacă va mai exista vreo problemă, evident. Cel ciupit de învățat nici nu cugetă mult, harașo. Chiar bifează pedicul întins de britanii, bucuros să vadă benevoli intrat în mocirile. Chiar dacă lordului remușcarea îi dă vași cât foare, simțind că ceea ce el nu zgărise atunci, acolo, s-ar putea mai târziu chiar interpreta că se apuca să vrei să regleze înțeluși cam cinii problemele de care depinde soarta unor milioane de ființe. Am citat. Paranteză. Poate nu tocmai europeni cu toți e drept, fiindcă mult dintre ei balcanici. Flacuri. Oricum, poporul nu și-a ales singurile de simplu și cerea popor, iar cu latinul utis possidetis, puțin se descurcă, lasă și respectivul ius. Adică dreptul, dar e la interpretare liberă, gata cu complicație. Deci, stiloul Britanii, vechea de Sfântul Spirit al Forței, prin fumul dragul, prea decis. Nu e dat sau o păstrație, se auzi ironia miroasă de sub mustața gurzină, acelui care știa că istoria este totdeauna un partaj de ticălășie, bucuros de nesperata complicitate ce îi s-oferea. De acum înainte, amândoi gata împrietemiți ca doi puști de după umă ținându-se la același viitor zi, urinând fericiți împreună. După care unul s-a dus la studiile lui de lingvistică, iar celălalt la opera lui literară. Mai zici ceva? Da. Hai să mai zici ceva. Mai am un poem care îmi place și vreau să vi-l citesc. Este mai cu seamă partea aia austro-ungară. Aici am diverse teme istorice. Să nu știu cum vă rătesc. Mă dusem să salut pe Bruegel și poate chiar să șterpelez plăcinte de pe targa de lemn pe care doi țărănoi o poartă alergând prin luxosul muzeu chienesc, parcă ieși Sterchea Berchea din tablou flamand cu nunta sătească și clătânându-se deja beți. Dar m-am culcat în sensul de vizită și am dat peste Maria Tereza, tronind în dorbeantă în acea pietas austriaca. Adică dându-și silința sub stratul lei de dantelă neagră, se pare tristă după moartea sub soțului fost și sub împărat al celui sfânt germanic și fost latin imperiu, cu adexe prin Transilvania, Rachea, mai privind până și Bucovina. Iar în compoziția dezolării imperiale, o singură pată de culoare își îngăduise pictorul curții. Semn că doar simbolul acelei îndrăgite gărdini îi mai putea alina acestei bunici a Europei amărăciunea. Reproduc, evident, explicații din catalog. Ce se văd? Ea stătea cu piciorul chiar pe Transilvania în alt, devenită provincie popor, călcată cu o prestanță bovină. Cu dragul îi se spune să-și ia picioarele de-a lor, mi-a stricat toată ziua. Care este cartea la care ține cel mai mult? Ba, cea la... Da.
cartea la care sunt cel mai multe este următoarea. Se scrie așa în mintare, în timp ce eu dorm, se scrie aproape singură, sper să fie cea mai bună carte. Așa. Cum o văd pe prima? Am avut o experiență ciudată. Sare de asediu, centrul am dat foarte mult cartea respectivă și cu Mircea Ciobanu atunci negociam, el punea pielea la bătaie de pe de altă parte, nu putea să facă nici el foarte mult și s-a dus și s-a întors cartea de vreo trei ori, tot umblau la metafore. Vă dau un exemplu. La un moment dat spun, Napul sunt flământ, tautologie națională, am să mănânc sepia, ziceam că mănânc o sepie. Și eu i-am zis, cum ai dat tautologie națională? Bineînțeles că am pus tautologia dreapului. În sensul că ziceam că este tautologie națională, că se înțelegea că dacă sunt român, toată lumea știe că sunt români, nu? Așa. Eu eram flământ prin naștere, că și român, pentru că m-au făcut ei flământ. Dar atunci aveam, și am negociat foarte mult, inclusiv titlul, și cred că am avut o șmecherie care mi-a reușit, dintre puținele care mi-au reușit în viață, că am ridicat foarte sus sacheta, am zis, exerciții de libertate. Și și serios, nu știu ceva, nu știu ceva, ok, bine, trebuie tu cu asta, nu știu ce, el zice că s-a dus, nu cred. Atunci am zis, bine, dacă nu merge exerciții de libertate, să fie atunci stare de asediu. De aceea eu chiar vreau. Așa au zis că pe asediu, în Polonia, pe era, în sfârșit. Când vrea partid, nu chidea și el ochii. Dar brusc, tot acest joc în care eu mă consideram atunci că am ieșit victorios și chiar au fost unii care Mircea Martin mi-a prefasat acum o nouă ediție unde am încercat să restitui și unde am adresat un gând foarte mare. Ideea este că nu mai aminteam tot ce am modificat, evident că nu mai am manuscrisul, și mă obișnuisem cu ceea ce modificaseră. Și mi s-a părut straniu când eu aduceam, dar chiar dacă mă aminteam, sau cu aproximație, expresia inițială. Și atunci am zis, Dumnezeule, textul acesta nu vrea să se mai modifice. Și de fapt, am zis că nu mai poți să modifici nimic. Și când mai cu seamă că îți citești prima carte, Dumnezeu se grozește, astăzi n-aș fi așa, astăzi aș fi tăiat adverbele de acolo, astăzi n-aș fi folosit nici o parte din toate adjectivele respective, astăzi aș fi scurtat de scurtare, în sfârșit, pentru că între timp te-ai schimbat, dar ciudat este, ca să răspund, că rare ori reușești să te duci spre sursa sentimentului, spre sursa emoției. Când reușești, atunci e formidabil și atunci, în anumite momente, îți apare ceea ce n-ai reușit să spui. Care este o alt fel de a suferi. Sunt niște suferințe teribile. Cred să nu fac pe bunul. Le spun pentru că am fost surprins să văd cum mă inundă și pornind de la ideea absolută că nu mai poți să schimbi nimic. Și, de fapt, n-ai putut să fii mai bun decât erai. Și n-ai putut să exprimi mai mult decât puteai atunci. Și probabil că nici și în viitor nu vei putea să faci mai mult. Deci suntem foarte limitați, dar numai privindu-ne în oglinzile care sunt cărțile noastre din urmă, sau în faptele noastre din viață, ne dăm seama că a fi modest este o îndrăzneală enormă în viață. Nu numai o linie de conduită, ci este o necesitate de a reuși să ai un control asupra ta. Modestie autentică, cum te minți, este ca somatizezi minciuna. Minciuna te tărează din interior. Somatizezi. Și poezia o somatizezi. Dar minciuna e la fel. Cum ai fost autentic, sincer, chiar dacă mediocru ca în poezia ta, poezia ta se răzbună pe tine. Spunea Gottfried Benn, poetul modern, vreau tot ducea pe mine, pe lui Băunescu, nu. Nu așa zicea. Gottfried Benn zicea, poetul modern trebuie să știe să se apere contra unui atac inopinat din partea unui sentiment mediocru.
Ideea este că noi zicem că suntem sinceri, dar pot fi sentimente mediocri. Am fost mediocri în acel moment, n-am simțit bine, am simțit plan, am folosit locuri comune, care ne înghiese, sunt roiuri de locuri comune în jurul nostru. Și le luăm rapid, pentru că sunt gata, sunt expresii gata fabricate. E foarte greu să ajungi să te decantezi. Dar, evident că sinceritatea, care ce este, care nici măcar în criteriul estetic, dar e acolo, trebuie să fie sincer. Vorbești pentru că ai în tine o durere, pentru că ai în tine o bucurie, pentru că ceva se declanșează în tine și ceri cuvântul. De aceea, vreau să te identifici cu ce ai scris la început, dar când e, ce o ce plăcere. Ați început cu primul poem, cel cu Salamandra. Dar care e și în această, primul și din această n-a avut niciun succes în perioada respectivă, dar mi-am amintesc perfect când l-am scris. Efectiv, găsisem o șorturiță, s-o țineam în palmă și am avut brusca revelație că este un moment important al vieții mele, pentru că am văzut că poate să treacă în cuvânt. Nu spun nimic acolo. Flotez o persoană care face, care sunt tot eu. Atunci nici n-am normalizat. Dar a fost ceva spontan care rămâne. Ca o pată de culoare, nimeni mult, nu e cine știe ce de capul lui. Dar sunt foarte bucuros că mă reconstitui momentul de surpriză, un fel de euforie autocontemplării într-o clipă a vieții mele anonime. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Nu doar vorbiți, ci construiți poezii de atmosferă și faceți această atmosferă poetică pe care o savurăm cu toții noi, așa? Eu aș vrea să vă întreb în legătură cu activitatea de traducător. Cât timpul fuge. Dar să facem un intermezzo între poetul și traducătorul și să vorbiți de un fapt biografic care pe mine m-a uimit. Să vă rog să vorbiți despre dumneavoastră. Domnul fiind român, are alt prenume. Și când am vorbit, mi-a spus, îți trimit copia buletinului meu, că nu ai să ții minte prenumele. Sau. Da. Și zice, ai să greșești și imediat a fotografiat buletinul și mi l-a trimis. Și are un prenume tare interesant. Prima dată am întâlnit eu, prima dată am întâlnit acest prenume și are și o poveste. Și eu cred că așa trecând de la una la alta să ne vorbim despre asta. În vest Anchidim, flământ. Anchidim este o ușoară de viere de la un nume propriu grec, care se numește Achindinos. Achindinos este legație, deci cel care nu face rău. Este un sfânt în calendar ortodox, consemnat și la noi pe 2 noiembrie, împreună cu Picanse și Epifo, care, bineînțeles că a suferit pentru că era, nu s-a la credință și l-a băgat în cuptor. Acolo, pieptul de el, se pare, legenda spune că au trebuit să-l și înțepe că n-a murit. Mă rog, când sunt foarte încins, mă gândesc că lui a fost mult mai greu. Dar când a fost Savor împărat la 300 și ceva, în actualul Irak. La noi se foloseau cu precădere numele din calendar ortodox, mai cu seama cele grecești, care sunt greu, erau greu de magalizat. Așa, Brihmă sunt Anchidim, sunt câțiva Anchidim prin zonă, probabil câteva sute în România. Dar Dinu este o aberație. Primesc felicitări întotdeauna de Sfântul Constantin, de nemeritate. Aveam și noi de rezistat și era un fel de rezistență prin onomastică, de a te vedeți dacă există. Părinții mei, punicii dinspre tata, aveau nume greșești, Anchidim și Anastasia, care e revelație. Tata și mama serisere deja în Imperiul Celălalt. Tata era Traian și mama Livia. Deci nu ne împărătești așa. Eu am ieșit, cum vedeți, așa, un fel de Dinu din Anchidim. Traducerile. M-a fascinat, aș vrea să știu și greacă vechi, să știu eu greacă.
De fiecare dată când vedem un medicament mai complicat și mergem să ne vedem, vedem că totul se explică. De fiecare dată când mergem la lucruri esențiale, gineica, ginecerul, toate vedem că vin din greacă. Ei au numit lucrurile, cel puțin pentru zona noastră. Ei le-au numit la tine, au făcut decât să le iau la ei. Ei au făcut enorm de multe lucruri. Puteți să-i citiți pe greci și după moarte, nu numai după moarte, și după moarte. Și i-au văzut tot timpul din inclusiv în perioada alexandrină, care deja era o literatură care se referea la literatură, pentru că s-a rămas multă literatură. Vă dați seama ce îi făceau ediții pe papirul Sfântului Extraordinar. Nu mai pomenit. La Ignoț era fascinați de cei care știau din cele mai multe limbi, știa Adrian Părere, Maria Papamagi, știa de la Mocrisor, știa și portugheze, pentru că s-a dus în Portugalia, a cunoscut acolo pe Herbrezo Helder, pe care l-am cunoscut și mai târziu la Omar, poet al Portugalii, ne-a tradus pentru Ignoț, a tradus din paleze prima dată, dar la morte, la Iturul Ochii și mai departe. Marian știa foarte multe limbi și divideam pe limbi și învățam singur pe dicționare și citeam tese. La un moment dat, ne umblam haihui noaptea după ce a făcut să mă numi de Gnechinos pe străzile Clujului și s-a apropiat niște tineri de noi să ceară o adresă, știu ce. Ne-au spus în italian, s-a răspuns în italiană, ne-au auzit, urma o oră franceză și a ajuns să vorbească în latină cu Marian Papamagi. Cred că erau total uluiți, că venise, nu știau în ce, pe ce continent trăiesc. Că toate limbile în care vreau să vorbească, vorbeam și noi. Eu sunt un autodidact, deci am avut cel mai prost profesor pe mine însumi. Așa, și n-am învățat niciodată temeinic o limbă și m-am dus direct la textele dificile. Am învățat portugheză ca să-l traduc pe Fernando Pessoa, Maria Papamagi mi-a adus un livru de dezasosie cu Cartea Neliniștirii. Am învățat italiană ca să-l traduc pe Pessoa și m-am ținut de pariurile mele. Franceză am învățat de acolo, mai am câteva pariuri, tot încerc să traduc un Lotriamon ca lumea, pentru că și-a făcut de Tașul Gheorghiu, a fost și o părsit de comuniști și el n-a avut tăria să refuze să-i apară cartea aceea. E rușinoasă pentru talentul lui, el care tradusese, nu mai pomenit, ca o parte, l-a amintit să tradusese de la Lampedusa, din italian, de franceză, și așa mai departe. Deci, în franceză m-am dus la foarte dificile, cel mai dificil este Becker, mai dificil decât Prus. Aș vrea un istorie foarte dificil. O, la urmă, brazilieni, am avut noroc, stăm în lucrarea la secolul 20 și am tradus din Carlos Drummond de Andrade. Aveam texte prin internetul lui Omar Lala, care era acel cilian refugiat pe România și care mai primea texte. Mi-a avut o antologie a poeziei latinoamericane din texte pe care le trimiteau alții prin poștă. Nu avea nici texte, nici fotocopie și deci, practic, era persedicția făcută de toți prietenii lui. Se întâmplă că sunt și mai mari poezi. Erau 20 de poezi latinoamericani și a fost bine sfătuit de cei care trebuiau prin poștă copii de mână făcute și asta tot ce am eu mai cu seama, chiar de n-am învățat să rămânești. Ce extraordinară experiență. Atunci l-am citit pe Neruda, adevărat Neruda din prima perioadă a vieții, din rezidenția în Latiera, care este. Atunci am vrut să trăpeze Sama Lima, paradisul nici astăzi nu a fost tradus. Literatura barocă, care a fost o mare experiență din totdeauna a lumii ispanice și rămâne în continuare. M-am dus spre portughezi, pentru că am avut norocul să ajung în Portugalia, făcut în cunoștință la Lahti, cu Antonio Romão Tunes, care a fost impresionat, zice eu, de îndrăzneala mea. M-am luat de niște brațuși care erau membri Partidul Comunist și la Lahti venise și spuneau, urlau că e cenzura în Franța. Și n-am mai putut să văd. M-am dedicat, zic, cum dracu, voi vorbiți de cenzura voi, dar nu știu ce să vorbesc. Sau văd la care vin de așa care vin din Rusia, erau vreo șase. Și mă așteptau liniștiți, dar eu vorbim, și mai erau încă unul de Macedonia,
rușine, nu vei rușine, cum voi să cine vă cenzurează? Poți, așa, lua, atunci, în emisia de cum îmi zice, o să te aresteze, o să te aresteze, pentru așa acasă. Deci nu m-au lăsat, dar era peste puterile mele, vezi, și acolo se dea victime ale cenzurii, nu, mi-a clasă, incredibil. Ei care, în casa arată la hat, mă scuzați, că la un moment dat, comisesc, Moscova. Și s-au scos manuale de limba franceză, scosese de limba mai mult, de domnul Duval, și așa mai departe, și bagajele de teste fabricate la comanda Moscovei, de Pierre Gamma, Sfântilian din perioada de monte socialistă, ce că travail n'est plus une honte, cum il fut. Și l-am găsit pe acest Gamara într-o zi la salonul, la un târg de carte, era un bătrânel care editam în revista Europa. Eram comitet de redacție. Sigur, nici eu gama, a, și-am început să ericit asta. Și zice, oh, da, poate fericit, zice, a, mi s-a dat retenisa. C'est un om, mi se a revenit, mai am, de redacție, nu știu, zic, au înlocuit textele lui Renaud în manuale, pasamenta de el, nu știu să vorbesc din evrațelor, așa, și eu de legum. Bun. Experiența, pentru noi, experiența limbilor străine erau tot atâtea uși deschise spre lume. Și pentru cei care scriu poezie, evident că a intra în textele poeților este absolut esențial și de obicei locuiește în casa unora care sunt mai mari decât tine. Și să fii bine, să fii foarte fericit că te protejează și te învață diverse lucruri și te lasă și mai încerci puțin să vezi cum poți să adaptezi și dacă sonetul ți este cu sau fără rime, nu știu ca să se iasă ritmul, să vezi ce pierzi, ce lași, să nu miroase traducere, să fie ca și cum ar fi fost inventat de tine. Iei cuvintele, le rostogălești din gură, vorbei de drumul versului, ca și cum l-ai fi făcut tu. E greu, dar e formidabil. Este o experiență la care vă îndemn să vă lăsați să duși de această experiență. Acest fel de a vă înmulți viețile, de a vă înmulți prin alții. Extraordinar. Eu trăiesc această magnetizare, mult efectiv ce am vrut să întreb, dar am vrut să întreb exact ce ați spus. Și... Maria, mă pun trebuie să răspundă din și poate tu să întreb. Deci nu e bine așa, mi-ați răspuns deja. Și totuși, pentru că rămâniți în casa unor poeți, în casa unor limbi și a unor culturi și civilizații, că toate sunt împreună acolo când traduceți, probabil așa este, nu? Cum ați văzut, cum ați descoperit? Vorbiți despre ei. Evident că veneam în cărți. Furam cărțile, se împrumutau cu 24 de ore. Când spun astăzi că era la fondul secret, Kierkegaard, e bine să vedem. Deja că e foarte dificil să citești pe Kierkegaard. La începutul existențialismului, nici nu existau cuvântul, dar când a dat pe așa, erau pus în încărcă. Ce cretini au măcelărit bibliotecile prin anii 50-51, erau sinieri scriitori cu ordinul să meargă pe biblioteci, știu precis de la cineva care a fost cooptat într-o asemenea acțiune. Se răzbunau pe cărți de cei care erau burghezi, care tâmpiți. Cultura, probabil se întâmplă aceleași lucruri în toate statele socialiste. Tradiția trebuia eradicată. Partea proastă este că la originea acestui măcel a tradiției este unul pe care scriitorii de stânga, un membru al Revoluției Bolșevice, pe care scriitorii de stânga de Occident l-au adorat. Adversarul lui Stalin, până la urmă moarte în Mexic. Trotsky. La congresul la care a fost Fernando Pessoa de la Baku, Trotsky a lansat aceste teze, ca tezele lui Ceaușescu mai târziu. Literatura e, nu contează individul, nu contează individualitatea, nu contează sentimentul, contează devoțiunea pentru colectivitate. Deci, depersonalizarea
Ceea ce faci mai târziu, francezii au inventat cu dispariția autorului și ce prostii scărpinat în cap cu mâna fără degete. Ăștia au făcut să treau cu secera. Dar el cu ceva nu înțelegea nimica. Cei care s-au sinucis, care începuseră avangarda futurismul rusesc, știți mai bine decât mine, s-au sinucis pentru că și-au dat seama că s-au vândut cu idealurile lor unor bretini, care erau, de fapt, niște torționari mai rău decât inchiziția spaniolă și mai rău decât cenzura papală și așa mai departe. Deci, cum îi descoperi pe autori? Îi descoperi căutând citind, trebuie să duci la surse. Sunt enorm de mulți care nu au circulat în România și nu au circulat în limba română. Da? Sunt alții care au circulat în diverse variante. Când vă gândiți cu ce sărace mișnoace a avut curajul Iliescu să se apuce să gândească că el face o traducere din camp. Este uriaș această drăzneală enormă venind dintr-o limbă care nu are majoritatea noțiunilor de bază ale filozofiei, nu avea gândirea speculativă, că atunci se forma. Dar el a întâlnit așa ceva și a reușit anumite traduceri lui Sărbunar. Dar avem decât să mergem totdeauna să ne confruntăm cu experiența autorului și atunci vedem și cum se modifică ideea și cum se îmbogățește, cum îți aduce alte lumini, alte lumini și, de fapt, cum te lămurește puțin raportul acesta niciodată rezolva raportul între soma și sema, între partea somatică a noastră și partea ideală. Că nu e firesc să punem sentimentul în cuvinte. Nu e ceva firesc. Putem să spunem, calul fuge. Dar mi-e teamă de noapte, e greu să spui. Sigur că situația noastră aici era mult mai gravă, pentru că nu aveam acces nici la literatura română, ca să mă mai zic, licea universală, și avem o cultură mozaicată. Deci vânam o carte, ca să vă puteți imagina, ca să devenim cine suntem astăzi. Și mă bucur pentru Fernando Pessoa. Am și eu această experiență fantastică a Portugalei. Dar voiam să vă întreb cum ați ajuns la alt scriitor care face foarte mult, Czesław Miloș. Miloș? Da. Citisem o franceză Gândirea captivă și citisem poemele lui într-o ediție Gallimard, în ediția aceea cu coperta albă. Acolo există un poem care mi-a inspirat și mie un poem. El vorbea despre intelectuali Europei care se îndreptau spre Paris și am scris și eu în continuare acelui poem Paris, orașul poeților neteși. Așa și începând chiar prin a-l evoca pe Miloș. Miloș are eu nu cunosc foarte bine poezia poloneză, în orice caz el a fost deja avea un alt fel de a scrie poezie, cred că influențat de lecturile lui franceze și de unchiul său, Oscar de Lubovis Miloș, care era un mare poet simbolist. E foarte mare în sale. S-a făcut o călătorie, se pierde pe fluviile Europei până a ajuns la Paris și unchiul l-a pus la încercare, a vorbit că în franceză, l-a testat să vadă ce citește și a trecut examenul. Mare de familie. A avut și el necazul Miloș la sfârșit în Polonia, cum este și în Republica Cehă, toți umblă la dosare, mai inventează, mai știu ce, cum de la are și el o supărare față de voi, de care e foarte, foarte grav. Miloș, da, el, păi, Polonezii au avut totdeauna proiecte foarte bun, zic, Borsca este o poetă uriașă și nu numai. Eseiști foarte bune. Teatru. Da.
compromis, nu mai vorbesc, cu contrastantul compromis, care e jurul pe poet și pentru că îi adoră. Și pe Miloș, în plus. Pe Miloș și pe Miloș, da. Probabil că pe Miloș și Miloș a scris o istorie literatură care poate fi citită, literaturii polonezi care poate fi citită. Și ca pe toți oamenii care și-au luat lumea în cap și și-au construit destinul încă de la zero, eu am mare simă pentru ce a făcut el și opera lui este solidă și formidabilă. Adică, eu nu mai puțin cunoscut, nu știu cât s-a tradus în românește, eu l-am citit într-o vreme în franceză. Chiar am tradus din franceză niște poeme, rușinându-mă, pentru că nu fac niciodată traduc, numai din limbile originale. Dar uneori n-ai cum este transferă, nu știu să iudeze, dar am trăzit la vremea respectivă, am recunoscut, am trăzit ca așa, am dat două pagini în România, într-o mare poeturie. Sunt poeți care sunt atât de mari și atât de limpezi și atât de puternici și atât de puternică expresia lor, că trec inclusiv peste singășine de traducere și care rezistă la două traducere succesive cu toate singășile. În orice traducere se secoară singășile autorului sau deformările lui. Evident că eu am un fel al meu de a culca cuvântul în franză și poate că intru altcumva în același discurs. Așa cum eu am nevoie să fiu tradus, eu nu mă traduc singur niciodată. Am încercat și a ieșit o catastrofă. Vă spun de ce? Pentru că tu îți permiți, în spiritul limbii, care vreau să zicem în franceză, prin care aș putea să mă traduc, tu îți permiți să modifici textul original, pentru că gândești, te obligi să gândești și îți vine altcumva frazarea și îți vine altcumva urgența cuvintelor, prioritatea cuvintelor și așa mai departe. Deci, practic, tu te falsifici. Experiența ta s-a trăit-o, s-a învățat cu poemele sale. Samuel Beckett a scris în engleză Horoscope, primul lui poem lung. Era un pariu, era un premiu și, bineînțeles, că a luat banii, dar a scris romante, tocmai și de viața lui Descartes, de o care baie. Și a zis, o, foarte bună, să iau de aici temele astea, să scriu un poem despre tine. Și horoscop înseamnă, în fel de zice, curvoscop. Așa, este o combinație pe mântă între horoscop și hor. Și am început să traducă din engleză în franceză, în momentul când stătea în Franța, în momentul când el s-a refugiat în partea de sud a Franței și trăia într-un sat ascuns, așa, nu mai avea cărțile englezești cu el și a început să-și traducă poemele franceze, din engleză franceză și vedea că e altceva. Astfel că două, trei avea diverse variante care nu mai corespundeau unele cu altele. Și în acel moment s-a decis, a scris numai poeme numai în franceză și teatra. Majoritatea a scris numai în franceză. Eu am tradus poemele lui din franceză, care sunt foarte dense. Elles arrivent. Toujours au préparé. Și mi-a zis, avec chacune d'entre elles, la solitude est autre. Avec chacune d'entre elles, la solitude est pareil. E aceeași. Cu fiecare în parte, singurătatea altcumva. Cu fiecare în parte, singurătatea asemenea. Nu știi. Cu o femeie sau cu zile. Mulțumim foarte mult. Noi ne-am propus că stăm o oră jumate, nu știu dacă cred că a trecut deja, dar din urmământ ați spus că veți citi din textele traduse. Din Scripsul Moraes. Sau citiți ce vorbiți? În mijlocul drumului citiți. În mijlocul drumului. A, numele de Ducan. Meio do caminho era uma pedra. Era uma pedra no meio do caminho. Era uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho era uma pedra. Esse é um poema extraordinário. O místico do drúmulo era o piado. Era o piado no místico do drúmulo. O místico do drúmulo era o piado. Era o místico do drúmulo. Não sei se fala. Você cita assim. Niciodată não se uit emoția pe care o sunt în pupilele mele acestea. În mijlocul drumului era o piatră, era o piatră în mijlocul drumului. Dar nu dica, evident, dacă porneam, evident, porneam la Dante.
nel mezzo del camion la nostra vita. Și probabil că atunci și-a zis că sunt prea gonflați cei care perfecționează clasicii literă poeziei braziliene deja. Era unul care a scris un sonet despre limba portugheză din Brazilia, ultima floră de lațiu în curtea lui, la ultima floare de lațiu în curtea necultivată, dar frumoasă. Asta e la limba portugheză. Și e același care aveam un vers rămas și eu, că știu toți elevii pe Portugal, minha terra tem palmeiras, unde canta sabia. Partea mea are palmieri în care cântă vrabia. Sabia este o vrăbuță mai mică și care stă în palmieri și toată ziua îi cilipește. Spate din aia la sunet, aia sentimentul că nu, se tot dezmandă sunetul ăsta bine. Așa. Iar, ca o vreodată dragă, ce bine că mi-ați întins din nou microfonul, pentru că nu susese despre el. Un miracol al vieții mele. La urmă, secolul 20, și oma mea mi-a dat niște texte portugheză braziliană și am ales un text care se numea cu Congresul Internațional Lumieri, Congresul Internațional Alzheimer, al Fricii. Și l-am tradus și am publicat un grupaj, vreo coaptele, și prin Omar, prin prietenele lui, a ajuns revista secolul 20, la Rio de Janeiro, la Carlos Ponte Andrade, care a luat o antologie de-a lui și a scris lui Dinu Flămân, care cu multă grație mi-a tradus acest poem de cunoștință, nu știu ce, și mi-a pus adresa, ca și cum era o invitație. Miracolul este dublu. Unul, că a ajuns revista secolul 20 și credea prin poștă, și doi, că de Crăciun, în acel an, am primit în cutia mea poștală antologia lui Carlos Ponte Andrade. Incredibil! Nu, venea să cred. Și Carlos Ponte Andrade era probabil sensibilizat și de faptul că era prieten cu Ștefan Baciu. Ștefan Baciu trăia la Rio și în acel moment Ștefan Baciu, care fugise, era familiarizat cu avangardele europene și el a fost primul care a făcut o antologie a avangardei, poeziei de avangardă din Brazilia. Ea a avut și o avangardă extraordinară, interesantă. La un moment dat exista un curent antropofag. Teoria era, trebuie să mâncăm poezia Europa așa cum sămânșii noștri înfrecau din iezuiți. În carne iezuiților. Și trebuie să ne asumăm această poezie. Ăsta era curentul antropofag. Ștefan Baciu a făcut o antologie a poeziei braziliene de avangardă și era prieten bun cu Carlos Ponte Andrade, care cea mai mare poetă a Braziliei, nu singur, era Manuel Mandela, încă trăia. Și când a venit din partea americanilor o invitație să ducă să predea literatura de avangardă europeană și latinoamericană, în honorul lui s-a dus și a luat acolo o catedră. Eu l-am vizitat pe Ștefan Baciu în honorul lui. Iar Carlos Ponte Andrade i-a dedicat un sonet în care era a kiss and beze un Baciu. Deci, sărutul între ei din cruz acolo, primând cu Ștefan Baciu, evident, așa, și zici, și sonetul se încheia, nu mi-l luați de aici, că a devenit super honorabil. Îl făcusele cetățean de lămat al orașului Rio de Janeiro, pentru că devenise între timp și un ziarist faimos, îi luase printre primii un interviu lui Fidel Castro, înainte ca Fidel Castro să facă pasul spre comunism. Că stătea, era ambigu așa, să vadă de unde e pică mai mult bani. Așa, și Ștefan Baciu a publicat o carte de interviu, o carte de interviu, care era un bestseller de vreo 3-4 ediții. Mi-a vorbit puțin despre perioada asta lui de viață, când am fost, când am văzut în honorul la My Kick is Silver. Acolo stătea la net, așa, că ea nu știa o carte. Îi trecuse în Brazilia. Așa. Carte și Carlos Ponte Andrade, o iubire. Dar m-am dus, am ajuns la Rio de Janeiro și am cumpărat un trandafir alb și m-am dus la adresa pe care o aveam. Și portam, și uitam, am văzut
un detia, detia pe acolo, contra, dar ce faceți dumneavoastră aici? Eu știu că a murit Ștefan Baciu, am venit să îi aduc o trandafir. Mi-a trimis cândva o carte. Zice, da? Zice, nu era Ștefan Baciu, era. Nu, nu, e Carlos Mondeazale. Zice, da, știți că eu știu că a murit. Dar și îmi pare rău, zice, și copiii lui trăiesc în Argentina, acum vin uneori, dar eu vă las să mergeți până la ușă. Și m-a trăsat și am depus în fața ușii. Și zice, acum, dacă vreți să-l găsiți, vedeți că e pe plajă. Și într-adevăr, era o statuie în bronz, micus așa, și te așezi lângă el, așa cum te așezi la Lisabona, lângă Fernando Pessoa, și faci o fotografie cu Ștefan Baciu și așa am făcut și eu. Deci tot nu știu. Nu cu jumătate de ale. Hai să vă citesc din tablou, domnule Andrade. Găsisem o poezie care e foarte artistică, se numește Partea mea. Șefa sa, Carlos, Vinicius Moraes, a fost înțelorat de 9 ori. După expresia lui, de câte ori era aici, a fost necesar. A fost înțelorat de câte ori, așa. Și a fost și scenarist de film. El a făcut filmul acela Orfeu Negru, care a luat în 55 sau 56 la Cannes, la Palme d'Or. Ce idee? L-a pus pe Orfeu, l-a băgat la favelea, deci e un negru de acolo, de la ei, și cu samba. Și tu samba, la momentul de la ei, e cânta și în Italia. Patria mea, este tot atipic, ca să vedeți că pot să scriu un poem despre patrie, altcumva. Deci, patria mea e ca și cum nici n-ar fi. E o intimă și greșie și voluntate de a plânge. Un prunc dormind de patria mea. Iată de ce aici, în exil vechin, somnul fiul meu plâng de dor după patria mea. De m-a întrebat cineva ce e patria, mai târziu a spune, nu știu, fiindcă nici nu știu cum și de ce și când e patria mea. Dar știu că patria mea e lumină și apă și sare, care, cu toate refrângetarii continuă, să rechefieze necazul meu în lungi lacrimi amare. Îmi vine să-i sărut ochii patriei mele, surneagăn, și să-mi trec degetele prin torurii. Îmi vine să schimb și culorile de pe haina aurie verde a ei, cu râdele culori ale patriei mele, fără încălțări, fără ciorac, dragă de aia patrie, atât de săracă. Căci te vezi foarte mult, patria mea, eu care n-am patrie, eu sămânță născută din vânt, ce nici nu pleacă, nici nu vine, ce rămâne în contact permanent doar cu durerea timpului, cu elementul de legătură dintre gândire și acțiune. Eu firul invizibil în spațiu al tuturor gesturilor de adio, eu cel fără de Dumnezeu. În mine te țin totuși ca pe un geam de floare, sau ca pe iubire care și după ce moare, îi rămâi fidel, jurat ei. Te am ca pe o credință lipsită de dogmă, te am în toate cele, pe care nu le simt că ar fi ale mele în această odaie străină cu foc de lemne, unde nimeni nu mă îmbie. Ah, patria mea, îmi aduc aminte de o noapte în mei, noua Anglie, când toate vedeam infinite și deloc pământ, atunci am văzut Alfa și Beta înaltă, în centaur, oricând, dealul sus pe cer, și se vedeau ceilalți de mine că rămân pe câmp, în întunecime tot așteptând crucea sudului. În ordine mare, da, tot așteptând crucea sudului să apară din șansă, pe care eu o cunoșteam bine, dar să o dimineață. Tu izvor de miere și trist animal, patria mea, iubită și idolatrizat, salve, salve! Nu există mai dulce speranță, elector cu tată în neputința mea, de a ți-o spune, așteaptă-mă, vin da! Aș vrea să mă întorc, să te revăd, poate, pentru a te revedea, am uitat chiar de toate, am fost or, surd și mut și estropiat și mi-am privit umila moarte în față. Am rupt poezii, orizonturi, femei, am luat zbor fără de izboare.
Patria mea, patria mea nu e împrorită și nici nu are steaguri de parandă. Patria mea este dezolare de drumuri, e pământul bătătorii și plajele cele albe. Patria mea e râul secular cel mare, ce adapă în lor, mănâncă pământ și urinează în mare. Mai mult decât cele mai îndrăgice patrii, ea ține la sânul ei o căldură și vreau de bine un bine, cum ar fi libertas, vesela tamen, pe care eu poet, la un examen, scris l-am tradus liberta, te șeras la unden, era la activista textul, și-a pus în poezie o greșeală de traducere pe care o făcuse în copilărie. Iar acum repet, îmi țin urechea în vânt și ascult briza care șoptește, jucându-se cu pletele tale și te deșește, patria mea, și îți parfumează pământul. Ce drag mi-ar fi mea acum să adorm între minunați tăi munți, dragă pate, atent la foamea din mănătoaile tale și la toba inimii tale. Nici n-am să spun pe nume, patria mea. Tu te numești patria iubită și copiliță de pate. În portugheză e patria zinia. În felul că se zice, e un fel de copiliță, patria zinia. Deci, copiliță de patrie. Ceva ce nu rimează cu patrie, dulce mamă, că și tu trăiești în mine ca o fiica mea și ești insulă mulcigașă, insula, Brazilia poate. Voi chema acum prietena ciocârlia și voi cere să ceară pe ligătorii de zi, iar ea să-i ceară păsări Sabina, să-și aducă de urgență abigramă pe care se citește, dragă patrie, salutări de la cel care te iubește, vini sunt Moraes. Toate sunt mai emoții, sunt... Tot? Păi e sunt foarte temperatoare în mânare inima. Asta e, eu o citesc și mă tu. Da. Păi știți? Unu și gata. Bineînțeles că dacă a fost datorul însurat, de câte ori n-a încesat, de câte ori a fost încesat, A scris multe femei despre multe poeme despre femei și are un poem care se numește Rețetă cum să alcătuiești o femeie, cum să o alcătuiești perfectă. Ba, în sfârșit, astăzi n-ar mai fi poemul cel mai corect, evident că în America s-a indignat ca feministele și-a dat foc puselor și așa mai departe. Sper să-l găsesc aici, pentru că este o explozie, un vulcan de imagini. Este... Și sper să reușesc să o recit. Sper că e singur de recit. Mă rog, să țin. Se numește... Și tot el spunea, iubirea este eternă atât cât durează. Și... Reseta para uma... Pe nimeni dat-o găsim. Mai întrebați-vă ceva, poate pe timp... Sunet așteptări, mirajul... Și ca să știți foarte bine, probabil știți din cântecele lui, din textele lui de samba. Am o să le pamena
fata aceea care merge spre plajă și a fost în barul unde stătea toată ziua și își arăta cele 14-15 pare de whisky. De ce s-a tras până la urmă că a încheiat-o cu poezia și cu viața, pentru că ne carbura pe whisky toată ziua. Și a văzut la un moment dat o față care trecea prin fața lor, erau niște bețivi lamentabili, care făceau tot timpul muzică în capul lor și beau, și beau whisky. Și a scris așa, Galata de Ipamena, iată cum trece spionada, da, da. I-au produs și aceste texte, care nu sunt când le citești fără muzică, pentru că noi le-am memorat cu muzică, care muzica de dansă, muzica dansă, poezia, am nu știu, nu orice poezie. Poezia trebuie făcută pentru o anumită muzică, muzica se face pentru o anumită poezie, este o logodnă subterană foarte dificilă, care vine din vremurile în care textul avea tot are tuta importantă într-o partitură muzicală, ca muzica. După ce a venit, după Beatles, și s-a terminat cu textul, o sonarim și atâta e tot. Deci, nu mai e. După Brassens s-a terminat și cu șansonetă franceză, aproape. Parcă Celine Dion, nu știu, nu sunt foarte mare specialist, mai avea ceva texte, dar Brassens era absolut fabulos. Extraordinar, voi ești foarte bun. Așa, iar de vis în Moraes, pe ce și-a găsit un valoare, un pianist, pe Tom Jobim, care a venit celebr, așa, cânta o primară. El compunea textele, compunea toată muzica și i-a adaptat jazzul american la nebunia de ritmuri africane, care toate sunt în Brazilia, Brazilia fiind țara care a adus aproape toate națiile africane au venit ca sclavi, au fost aduși ca sclavi. De unde este toată Africa se regăsește în Brazilia și majoritatea credințelor religioase animiste din Africa se regăsesc în Brazilia, acel sincretism în care se amestecă sfinții creștini cu zeitățile africane. Pentru brazilieni este ceva foarte firesc. Merg și la biserică, merg și la Orixás, la aceste... sunt niște zone ca niște mănăstiri, pentru că cu urmă au o funcție socială, toate conduse de un mai, un mam. Și 12 sfinți creștini au corespondent african, inclusiv diavolul. Diavolul se numește Eixo, Eixo, se scrie Eixo, și e mai interesant decât diavolul nostru, pentru că poți să și cooperezi cu el. Dacă vede că ești inteligent, unde îți poate deveni benefic. Da, diavolul lor apreciază inteligența și violiciunea de spirit. Nu e rău așa generic, numai că a fost dobărât din ceruri. Deși se foclează mai bine din orașele brazilieni, prin tot ca o poemul meu. Îl citiți mă? O să citesc altceva. Ah, te-aș avea din cadrul jurnal de Andrade. Nu l-am mai să pe cadrul jurnal de Andrade, dar nu m-am acela. Adevărat că sunt emoționat, nu știu dacă se vede. Păi din Antonio Campos. Te spuneți? Primul poem din care l-i debutat în Campos. Care primul care îmi pică. Da, în sfârșit și alegerea întâmplare trebuie ajutată puțin. E atunci poemul care te va dedicat. Da. Ba.
uitați că a găsit un poem și vă rog să... Da? Care? Am mai ceva să-l caută. Deci ăsta. 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 Ah, din Marco Antonio Campos. Da. Păi ah, da. Da. Dar Marco Antonio Campos este un mare poet mexican, l-am văzut, în Iamare când a fost, am citit în câteva orașe din Mexico, m-am întâlnit cu Marco Antonio Campos, pe foarte hâtru și lansa, cred că l-am influențat puțin, a tradus și el de tot general de Fernando Pessoa, a tradus-o în, spaniolă și au lansat o ediție cu, evident, bilingvă, dar și cu interpretări și cu eseuri despre, despre istoricul acestui poem. Deci, declarație inițială, care e fel de, artă politică. Așa. Declarație inițială. Declarazione inicio. Las páginas no sirven, la poezia non cambia. Pagina nu se desfă nimic. Poeziile nu schimbă nimic decât poate forma unei pagini, emoția, o meditație deja atât de mult luată. Însă, concret vorbind, domnilor, ea nimic nu schimbă. Concret vorbind, dragi creștini, o cruce cu nimic nu modifică noi mulți. Nu spulge nimic, dragi germani, din rușinea un anumit timp și din criza lui. Și nici nu ia, dragi marxiști, pâinea de la gura unui milionar. Poezia nu face nimic. Iar eu scriu aceste pagini în cunoștință de cauză. Noi încheiem aici și vă spun doar că din Plământ a venit la Chișinău printr-un program, găsind o fereastră într-un program foarte încărcat și se datorează lui Ion Cristescu faptul că este aici și noi mulțumim foarte mult că a venit la Chișinău. Este a doua oară spusă. Da, a doua oară, dar prima dată a fost așa numai într-o, cârciumă și o soară. Da. Noi îi mulțumim foarte mult că am înțeles să plecați pentru jumătate de an la Lisabona. Om la Lisabona, că până la urmă sunt toleranți. Am scos o carte la Lisabona. Hai să vă citesc un poem din cartea asta. Se numește Scaun la fereastră. E un jurnal de, carantină, confinamentul, se spune acolo. Și să văd care îmi vine. Și-am scris aici, e un... un poet despre Joan Margarit, care este un poet, atunci murise. Și o citise pe Joan Margarit, care o veți înțelege din, poezie, nu trebuie să o mai explic. Era și catalan și scria și în spaniola, în castellană. Lor spaniola nu le place să spune, unii zic, eu nu vorbesc castellană, asta nu există. Catalan este un poet. Deci a murit poetul Joan Margarit în Barcelona. Emerit profesor în rezistența materialelor. A ajuns probabil la limita propriei sale existențe. Tot mai încercat de forțele exterioare și de opotrivă de cele interioare. A scris între altele, după moartea fiicei sale Joana, un text tratat Bocet, de unde reușea la simplu spus, că niciodată nu îi va ierta morții acea mârșăvie, și disperat că nu-l acceptase la schimb pe el. Dar până la încercare chiar poezia, citez, dacă atunci nu m-a ajutat, mă lăsam de ea. Aici urmează un citat în spaniolă. Música de la mor, que te escondias, en sitio negros dulce como rosas del jazz. Enciende el día azul, extiende debajo de los pinos, y haz que brillan las flores, los muros y la tierra. Deci muzică, ai iubirii,
te ascundeai în locuri întunecate, dulce, ca trandafirii ceas, de ceas. Încetinează tu ziua aceea albastră, întinde-te, răspândește-te pe supini și fă să strălucească florile, zidurile și acest pământ. Foarte simplu. Ce să mai spună văzând că mii de cititori au cumpărat cartea, ca pe o mare gară? Oare durerea vrea să-l îmbogățească? Știa desigur că puțin rezistă tentației de a pipăi de fericirea altora, preferând o lânge de fericiri personale, iar de-o aduce acasă devine talisman și te apără de nefericirile tale. Alt citat. Ser feliz, siempre ha sido una cosa muy extraña. A fi fericit a fost totdeauna ceva foarte ciudat. Sempre este una cosa muy extraña. Ser feliz, altă parte, a fi fericit, e sigur. Zila mea rând purta în buzunarul stâng un început de poem scris în catalană și în cel drept același început în castiliană. Iar din combinația unor forțe obscure magice, la sfârșit rezulta un singur și același text scris impecabil în două limbi, dar cu grija de a lăsa pe drum discursul vanitos ca pe o scurtătură ce își ascunde structura, ca pe o structură care își ascunde structura, sau cum ar fi o viață ce se retrage în discreție să-și trăiască muzeia simplității. Într-o zi de rege, la tema la curte, și aici adevărat. La ospătat, la premiat, chiar m-a îmbrățișat între bună zona de alta, cu vizibile prețuire regală, deși mâna prințese neoprită, căci nu se mai trăia nici în Spania, ca pe vremea basmelor fericite. Faptul poate agravanță poziția economică și politică a Spaniei sau strategia țării în Uniunea Europeană, căci dacă tot întindem așa cu poeții cinstiți de vești și chiar cu riscul asumat de a avea o țară cu mulți poeții vremuri dificile de proză plată în viața noastră, chiar ce ne facem? Mâine, poi bine se cere Schengen, Nedelovochidia, țara cucilor de nord. Ai să o fac, știți, nu? Zicea că scrierea unui poet e mai dificilă decât să mori. Pare să fi murit așadar fericit, după ce testase cu bine rezistența atâtor limbaje, inclusiv verificând structuri la catedrala Sagrada Familia și continuă să se construiască în toate. Era inginerul de rezistența materialului și a lucrat la Sagrada Familia până a murit. Negreșit totuși, fiindcă omul bătrân din acel moment nu mai poate sau nu mai are pe cine se întrebe după moarte, iar acum ce fac eu de acum încolo? Asta e vorba de seara. Mulțumim foarte mult! Mâine seara continuă, lecturile și dialogul. Mulțumim din plământ, mulțumim că a venit la noi la muzeu, mulțumim și lor Testescu care a pus un cuvânt de bine, când a fost imediat telefonez, chiar acum îi telefonez și spun, cum a zis, din nou, acum trebuie să mergi, da? Da. Noi avem acolo un pahar de vin, pentru că duminică sau când sâmbătă, în 24, a fost ziua de naștere a lui Ion Vrămân, în iunie. La mulți ani! Și prin pahar de vin, în cinstea poetului, traducătorului, jurnalistului, diplomatului, omului, Ion Vrămân. Mulțumesc pentru că ați venit. Oh, nu știu ce.